seara, doamnelor și domnilor, și bun găsit la un nou jurnal Muntenia TV. Pentru început, ca de obicei, vă invit să urmăriți principalele titluri ale ediției. Reorganizarea poliției locale amânată din nou. Sindicaliștii de la Prolex au venit alături de colegilor de la Poliția Locală Giurgiu pentru un marș și un miting de protest. Și promoția 2015 a școlilor generale dă dovadă de multă inventivitate la examene. Una dintre cele mai importante intersecții din nordul județului va fi modernizată. Ministrul Sănătății dă asigurări că medicamentele se vor ieftini cu 20% începând cu data de 1 iulie. Sunt ani buni de când în Giurgiu nu s-a mai organizat vreo manifestare de protest cu temă socială. Liniștea orașului a fost spartă însă marți după amiază, când circa 200 de persoane au participat la un marș și la un miting de protest în sprijinul poliției locale. Protestul a fost organizat de sindicatul Prolex, care a adus la Giurgiu aproximativ 100 de sindicaliști din capitală și din județul Vâlcea, veniți să îi sprijine pe polițiștii locali și familiile acestora. Motivul protestului: anunțata decizie de restructurare a poliției locale. Ce au vrut să realizeze sindicaliștii cu această acțiune? Să atragem atenția asupra acestei nelegalități și nedreptăți. Noi cerem să păstrăm locurile de muncă, să fie efectuată cu transparență această reorganizare. Și mai ales să mă adresez consilierilor locali să înțeleagă că decizia nu este a primarului, ci decizia este a consilierilor locali. Ei sunt forul legislativ în oraș, iar primarul este cel care trebuie să pună în executare. Protestatarii s-au strâns în cartierul Tineretului, de unde au pornit în marș spre piața Teatrului Tudor Vianu, scandând lozinci pe tot traseul. Odată ajuns și în piața teatrului, protestatarii și-au continuat acțiunea cu un meeting în care, practic, au repetat acele scandări, însă în spațiul special amenajat pentru acțiune. Meeting-ul propriu-zis nu a durat decât aproximativ 10 minute. Întreaga acțiune de protest a derulat pașnic, fără niciun fel de incidente, sindicaliștii fiind însoțiți pe tot traseul de echipaje de poliție și jandarmi. Alături de polițiștii locali giurgiuveni au fost și membrii familiilor, îngrijorați că anunțatele disponibilizări le vor aduce multe greutăți. La începutul acțiunii, organizatorii erau optimiști în privința rezultatului protestului, sperând că marșul va sensibiliza consilierii locali, cei care decid în ultimă instanță soarta polițiștilor locali. Am vorbit și am primit mesaje de susținere de la mai mulți consilieri locali. Nu știu dacă această hotărâre va trece, întrucât și-au dat seama că primarul i-a mințit cu privire la urgența acestei reorganizări și mai ales cu privire la legalitatea acesteia. Reorganizarea poliției locale, motivul mitingului de marți, nu a fost votată nici în ședința de astăzi a Consiliului Local. Proiectul a fost amânat până la primirea avizului din partea ANFP. Subiectul a fost reluat în schimb în conferința de presă, atunci când primarul Nicolae Barbu a prezentat ultimele 4 organigrame ale direcției, explicând că nu a mărit numărul de angajați în 2012 și că autoritățile centrale au lămurit statutul de funcționar public în ianuarie, când a fost pusă problema acordării normei de hrană.
După ce la ședința ordinară a fost votată amânarea proiectului cu privire la reorganizarea poliției locale, la conferința de presă edilul șef a explicat care a fost situația la poliția locală din momentul preluării și până în prezent. Conform datelor prezentate de edilul șef, organigrama direcției poliției locale cuprindea în iunie 2012 121 de posturi, număr total de posturi menținut constant până în 2014. N-am susținut niciodată și nu voi susține o reducere a numărului de posturi la poliția locală decât în condițiile în care trebuie să respect legea. Și nu o să accept niciodată să fie trași la răspundere persoane din administrația orașului, din executivul primăriei, pentru faptul că n-au pus în aplicare o dispoziție expresă a legii, pe motivul că își pierd locul de muncă câteva persoane. Pentru că astăzi discutăm despre reorganizarea la poliția locală doar din punct de vedere al încadrării în cadrul legal. Cea mai recentă reorganizare, respectiv cea stabilită de hotărârea Consiliului Local 348 din 2 octombrie 2014, a redus numărul total de posturi de la 121 la 99. Astfel, numărul angajaților de la Poliția Locală nu a fost mărit la preluarea mandatului, ci a fost menținut la 121 până anul trecut în octombrie, susține primarul Nicolae Barbu. Viitoarea reorganizare impusă de lege pe principiul un agent de poliție la 1000 de locuitori va reduce numărul total de la 99 la 70 și se face după ce în ianuarie toți cei 99 de angajați au fost declarați funcționari publici. În luna ianuarie, sindicatul Prolex face demersuri către Ministerul Dezvoltării, entitate care legiferează și care reglementează structura de personal și pune în aplicare OG 63. Prin ei se pun, prin Ministerul Dezvoltării. Și fac demersuri să fie incluși, că s-a greșit când s-a stabilit inițial și că funcționari publici sunt toți lucrătorii în cadrul poliției locale. Nu doar funcționari publici, doar cei întinde, doar cei șase. Toți care apar. Și au făcut atâta lobby și au adus atâtea argumente juridice încât prin OG2 de reglementare, ordonanța de guvernului de ordonanță de urgență, de reglementare a norme de hrană, nu mai ia în calcul doar funcționarii publici, ci tot personalul existent în cadrul poliției locale. Absolvenții de gimnaziu Giu Giuveni au trecut cu bine și peste ultima probă din cadrul evaluării naționale, cea de matematică. Subiectele au fost accesibile, iar la fel ca și la limba română, nimeni nu a încercat să fraudeze sistemul, toți elevii prezenți reușind să termine examenul. Cei aproximativ 2300 de elevi giurgiuveni de clasa a 8-a înscriși la evaluarea națională din acest an școlar au scăpat de emoțiile examenului. Miercuri a avut loc cea de-a doua probă și totodată ultima și, la fel ca la limba și literatura română, subiectele au fost accesibile pentru absolvenți. În cele 80 de centre de evaluare din județ nu au existat eliminați, toți elevii prezenți reușind să treacă peste cele două probe cu succes. Nu a fost chiar așa de greu cum am așteptat. A fost... Așteptăm la niște trunchi de astea, piramidă, foarte greu, formulele astea, dar a fost foarte ușor. A fost un subiect care te-a pus în dificultate? Da, subiectul 3, cu să demonstrez că dreptele, cu, nu știu ce, o dreaptă, să, ce măsurare, măsura unor drepte sau ceva gen. Și de ce să stau acolo dacă nu mă pricep? Și am plecat. La ce notă te aștepți? 6-7, e bine și așa. La cel ce vrei să intri? La liceu Mărescu, acolo știu, vreau și eu. Că e cel mai bun. Mă așteptam să fie fost mai greu, dar cum la română a dat ușor și trebuia să fie la matematică mai greu, dar a fost bine. A fost vreun subiect care te-a pus în dificultate? La subiectul 3, a doua problemă, m-a cam derutat așa puțin, dar rest am făcut bine. La ce notă te aștepți? Cred că la 8 sau așa, nu știu, acum depinde că am mai făcut și niște greșeli, m-am mai blocat. La ce vrei să intri? Vreau să intru la Vianu. Ce ai avut de făcut? A fost vreun subiect care te-a pus în dificultate? Nu, trebuie tot ținea numai de atenție, să nu le dai peste ochi, dar așa în mare parte chiar erau foarte ușoare. La ce notă te aștepți? Peste 9. Și la ce dorești să intri? La Ion Maiorescu. Ți s-a părut mai greu la română decât la matematică?
Da, mi s-a părut puțin mai greu la română. Eu personal credeam că la română puteam să fac mai bine, dar și acolo mă aștept la o notă destul de bună. A fost ușor. Ce ai avut de făcut? A fost un subiect care te-a pus în dificultate? Da, la subiectul 3 a fost mai greu. A fost mai mult de geometrie și nu mă pricep acolo. A fost mai greu, consider că a fost mai greu la română decât la matematică? Nu, la română a fost foarte ușor. La ce notă te aștepți? Nu-mi place să zic dinainte. Așa, aproximativ. Nu știu. La cel ce dorești să intri? Mai Maierescu. Elevii sunt acum în așteptarea rezultatelor parțiale, ce urmează a fi afișate vineri la centrele de evaluare, unde aceștia au susținut examenul. Contestațiile pot fi depuse în aceea zi, urmând ca rezultatele finale să fie afișate la începutul săptămânii viitoare. La fel ca și anul trecut, notele obținute în urma evaluării vor reprezenta 75% din media de admitere la liceu, iar media generală din clasele 5-8, restul de 25%. În perioada 3-7 iulie urmează completarea opțiunilor în fișele de înscriere de către absolvenții claselor a 8-a și părinții acestora, asistați de diriginții claselor a 8-a. După care, pe 14 iulie, va avea loc repartizarea computerizată, iar pe 15 iulie, absolvenții ar trebui să știe deja unitatea de învățământ liceal la care au fost admiși. Pasmul popular umble capul țăranului cu prostii. Timpul acțiunii este când a vrut autorul să fie, iar ziua ei este când vrea fiecare să o poarte. În plus, el era trist deoarece nu făcea decât flori și mere bengoase. Nu este o defecțiune a prompterului, ci doar o mică parte a bogăției colecției de perle de la evaluarea națională. Nu există examen fără renumitele perle, care de regulă stârnesc hohote de râs atât profesorilor corectori, cât și publicului ce le află ulterior. Nici evaluarea din acest an nu este o excepție, așa că la numai 2 zile după proba de română, perlele sunt din nou în prim plan. Deși aproape fără excepție, bravii candidați și ieșeau din sălile de examen spuneau că a fost foarte ușor și că se așteaptă la note mari, lucrările corectate de profesori arată cu totul altceva. Iată doar câteva din miile, poate chiar sutele de mii de perle din recolta evaluării naționale 2015. Primul subiect, basmul popular. O trăsătură a basmului popular este că umple capul țăranului cu prostii când e obosit după muncă. Mulți au luat în viața reală o mega țeapă când au încercat să stea de vorbă cu animalele. Una din ideile principale ale textului dat, cum ziceți dumneavoastră, este că vor să ne facă pe noi să credem că lupul fură de la prinț, de parcă un animal ar putea să fure, să fim serioși. Timpul acțiunii este când a vrut autorul să fie. Noi n-avem de unde să știm ce a vrut el să zică. Putem doar să presupunem. Inima nu pleacă niciodată nicăieri, așa că nu avea cum să vină la loc. Asta înseamnă că autorul a scris niște prostii. Întrebați orice doctor. Împăratul voia o fată pentru el. Era bătrân, dar ca să învieze, vroia ceva proaspăt. El era trist deoarece nu făcea decât flori și mere bengoase. Basmul este specia genului liric în care ăsta, poetul, își exprimă sentimente în mod direct față de un pom. Regele habar n-avea că merele de aur te strică la stomac și insista aiurea pe lângă pom. După ce au rezolvat cu brio primul subiect, candidații au trecut la ziua ei. Ziua internațională a ei este 1 decembrie, adică așa ar fi normal să fie că e un produs tradițional românesc, crede un elev, în timp ce un alt coleg este convins că ziua ei e când vrea fiecare să o poarte, că nu poți obliga pe nimeni. Nici cel de-al treilea subiect, în care elevilor li se cerea să redacteze o narațiune în care să prezinte o întâmplare, reală sau imaginară, petrecută într-o zi de sărbătoare, nu a fost lipsit de surprize. Iată doar un exemplu. A fost o sărbătoare așa, când o vecină a fost violată de un violator, dar ei îi plăcea. Așa că chiar a fost important pentru mine, pentru că am stat mult timp cu imaginea asta în cap. Evident că și cratima le-a dat mari bătăi de cap. Cratima asta se dă mereu la examene și eu n-am învățat despre ea, că am sperat că anul ăsta nu se va mai da. Cratima întărește foarte mult aceste rânduri ale marelui poet. Sau, în opinia altui candidat, cratima, semn de punctuație, dă muzicalitate versurilor. Nu au lipsit nici mesajele transmise în lucrări profesorilor corectori. PS, dacă îmi dați notă mare și intru la liceul ăla unde vrea tata, mă lasă să plec la mare. Îmi dați, vă rog, o notă mare? Sau, completarea indirectă este, care prost îmi va corecta lucrarea? Citind sau auzind toate aceste emanații ale inteligenței unor copii care se presupune că au învățat ceva în 8 ani de școală, cu un ochi râs și cu unul plângi. Plângi pentru că, totuși, toate aceste perle și încă multe altele, care cu siguranță vor mai ieși la iveală, arată clar care este nivelul acestor copii, care aspiră la statutul de licean. Unii chiar îl vor obține și chiar mai mult decât atât. Vor ajunge probabil și studenți pe la multele facultăți cu plată. Ce oameni vor fi ei după toate aceste studii? O întrebare cu un răspuns care chiar te face să plângi.
Lucrările la canalul Cama se află în plină desfășurare. Asta înseamnă că giurgiuvenii vor avea în cel mai scurt timp posibil terase bordate cu vegetație, pontoane, plutitoare, scene, parcări și multe altele. Canalul Cama se dorește a fi unul dintre cele mai ambițioase proiecte de până acum. În urmă cu mai bine de două luni, pe canalul Cama se dădea ordinul de începere a lucrărilor. Din câte puteți observa și dumneavoastră, lucrările au început, iar firma care a câștigat licitația s-a ținut de angajament, nu cum se întâmplă, de exemplu, la pista de atletism. Un proiect ambițios denumit Amenajare spațiu de agrement pe canal Cama, adiacent Pod Bizeț, municipiul Giurgiu. Ordinul de începere a lucrărilor a fost dat în urmă cu aproape două luni de zile, iar locația este acum un șantier în lucru. Pe parcursul la 12 luni, cât este preconizat timpul de execuție a lucrărilor, canalul Cama își va schimba total fața. Prin acest proiect, giurgiuvenii vor avea parte de o zonă de relaxare cu promenadă de-a lungul malului, ponton, scenă plutitoare, clădiri pentru depozitarea embarcațiunilor, expoziții de artă și manifestări culturale, dar și o clădire destinată vestiarelor și grupurilor sanitare. De asemenea, cetățenii orașului vor avea parte și de terase bordate cu vegetație, terase cu verdeață deasupra clădirilor, gradene, locuri de parcare, dar și trepte rampe ce coboară la nivelul trotuarului existent, la nivelul promenadei din imediata vecinătate. În urma implementării acestui proiect se va revitaliza zona respectivă, atât din punct de vedere estetic, cât și din punct de vedere al potențialilor investiții. De asemenea, proiectul de la canalul Cama propune transformarea unor amplasamente existente nedezvoltate într-o zonă de promenadă cu facilități moderne, care vor crește atractivitatea zonei și vor atrage o gamă cât mai variată de utilizatori, oferind activități pentru diferite vârste. Guvernul va modifica legea venitului minim garantat. Din nou, marfa contrafăcută confiscată în Vama Giurgiu și aproape jumătate din tinerii români nu au o locuință proprie. Detalii despre aceste subiecte imediat în rubrica Flash. Guvernul va modifica legea venitului minim garantat și va decupla alocațiile copiilor de veniturile obținute de membrii familiei, deoarece în prezent nivelul ajutorului social este calculat în funcție de suma acestor venituri, iar prin dublarea alocației beneficiul social ar fi fost micșorat. Ministrul Muncii a declarat că legea va fi modificată, deoarece dublarea alocațiilor de stat pentru copii va conduce pentru 300.000 de familii și 500.000 de copii la micșorarea alocației respective familii. Modificarea va fi efectuată prin ordonanță de urgență, probabil săptămâna viitoare, după ce vor fi obținute toate avizele necesare. Președintele Klaus Iohannis a promulgat marți legea pentru aprobarea ordonanței guvernului privind organizarea loteriei bonurilor fiscale, astfel că la extragerile următoare vor fi desemnați cel mult 100 de câștigători pentru a stimula participanții cu premii mai consistente. Pentru prima loterie a bonurilor fiscale, organizată a doua zi de Paște, au fost depuse peste 18.000 de cereri de revendicare a premiului, cele mai multe în București, Cluj și Brașov, la bol locul situându-se județele Giurgiu, Călăraș și Ilfov, câștigul fiind de 54,9 lei dacă toate bonurile ar fi validate. Următoarea extragere de bonuri fiscale prevăzute în ordonanță este programată pentru luna iulie, însă reprezentanții finanțelor ar fi vrut să organizeze o extragere ocazională și în iunie pentru bonurile din aprilie și mai. Cei care au obținut în instanță restituirea taxei de primă înmatriculare de poluare sau pentru emisii poluante vor primi și dobânda fiscală care curge de la data plății acestor taxe, a hotărât în Alta Curte de Casație și Justiție, judecând un recurs în interesul legii. În aceeași decizie, judecătorii au mai statuat faptul că momentul de la care curge dobânda fiscală pentru sumele încasate cu titlul de taxă de primă înmatriculare, taxă de poluare și taxă pentru emisii poluante restituite în temeiul hotărârilor judecătorești este reprezentat de data plății acestor taxe. Din nou, marfă contrafăcută confiscată în Vama Giurgiu. Polițiștii de frontieră au găsit ascunse într-un autocar 168 de perechi de încălțăminte sport și 100 perechi pantaloni scurți, toate inscripționate cu numele unor firme cunoscute. La cercetări, șoferul a declarat că bunurile descoperite nu îi aparțin, el urmând să le predea când ajungea în București unei persoane a cărei identitate nu ar cunoaște-o, în schimbul sumei de 350 de dolari. Ca de obicei, în astfel de situații, bunurile în valoare totală de peste 36.000 de lei, dacă ar fi originale, au fost ridicate în vederea a continuării cercetărilor. Aproape jumătate din tinerii români nu au o locuință proprie. 44,4% dintre românii cu vârsta cuprinsă între 25 și 34 de ani locuiesc împreună cu părinții, arată un studiu făcut la nivelul întregii Europe. Mai rău decât noi nu stau decât Slovacia, Bulgaria și Grecia, într-o Europa în care numai în țările nordice tinerii își permit să trăiască pe cont propriu.
Intersecția dintre drumurile județene 401 și 601, aflată pe raza Comunei Bălin din Deal, va fi modernizată prin asocierea dintre Consiliul Județean Giurgiu și Consiliul Local Bălin din Deal. Valoarea totală a lucrărilor este estimată la 773.000 de lei, lucrările fiind efectuate până la această dată în proporție de aproximativ 80%. Consilierii județeni au aprobat în ședința extraordinară contractul cadru de asociere dintre Consiliul Județean și Comuna Bolintindeal privind amenajarea unei intersecții auto și pietonală și a unui centru administrativ amplasată pe drumul județean 601, la intersecția cu drumul județean 401. Consilierii au îndreptat astfel o neglijență a fostei conducerea județului, care ar fi trebuit să semneze contractul de asociere încă din anul 2010. Acest proiect a fost aprobat în 2010. Tot conform acestei hotărâri numărul 285 din 24 noiembrie 2010, președintele Consiliului Județean, fostul președinte, trebuia să semneze un contract, lucru pe care nu l-am făcut. Cum lucrările efectuate în acest interval de timp nu sunt foarte vizibile, au existat voci care au pus la îndoială oportunitatea acestei asocieri, dar proiectul a trecut după explicațiile oferite de consilierul județean Mihnea Boierescu. Cred că este una din cele mai ieftine lucrări făcute la nivelul Giurgiului în ultimii ani. Este vorba de 150 sau maxim 200 de mii de euro, din care, atenție, Consiliul Local și-a luat obligația și a și făcut-o de altfel, au pus aproape 80 sau 85% din bani pe un drum județean unde teoretic ar fi trebuit să punem noi acești bani. Eu cred că este un bun exemplu și ar trebui să-i sprijinim. Argumentul final l-a oferit președintele Vasile Mustățea, care a asigurat pe consilieri că banii pe care trebuie să investească județul în acest proiect vor fi virați abia după recepționarea lucrărilor. Banii pentru proiect i-am aprobat odată cu ocazia bugetului. Deci acești 100.000 de lei noi i-am prins în bugetul pe anul 2015 cu ocazia aprobării bugetului mare, total. Noi astăzi nu aprobăm decât proiectul de contract. 2. Banii o să-i virăm numai în momentul în care ni se prezintă situațiile de lucrări. Era odată piesa de bază a vestimentației, cu timpul a fost uitată însă de ceva vreme, ea în românească a revenit însă în forță. Este atât de modernă încât are chiar și o zi a sa specială. Și nu una oarecare, ci chiar o zi internațională a ei. Dincolo de marea sărbătoare religioasă a nașterii Sfântului Ioan Botezătorul și de tradițiile populare de sânziene, data de 24 iunie mai marchează o sărbătoare specială, Ziua Internațională a Iei. 2015 este al treilea an în care se sărbătorește această zi. Ideea de a stabili o zi universală a Iei aparținând unei comunități de pe Facebook, care a stabilit data de 24 iunie în anul 2013, ghidându-se după tradițiile maramureșene pentru sărbătoarea sânzienelor. De atunci evenimentul a luat amploare, iar româncele, și nu numai, din 48 de țări, au început să publice poze în care sunt îmbrăcate în Ia tradițională românească. Atunci când au inițiat proiectul pentru ziua Iei, iubitoarele acestui articol vestimentar au gândit că Ia, bluza românească, poate deveni un brand de țară recunoscut de toată planeta dacă vom reuși să promovăm împreună tradiția noastră moștenită din timpuri imemoriale. De altfel, Ia românească a depășit de mult granițele țării, devenind chiar un trend în modă. Designeri de pretutindeni s-au inspirat din broderia Iei românești pentru a crea modele interesante de bluze și rochii, care au fost purtate de vedete internaționale. Primul designer de renume care a introdus influența din Ia românească în colecția sa a fost Yves Saint Laurent în anul 1981. Apoi a fost adaptată și într-o colecție Oscar de la Renta de la începutul anilor 2000, iar mai apoi de Jean-Paul Gaultier în 2006 și Tom Ford în 2012. Cea mai recentă adaptare a Iei românești vine dintr-o colecție de primăvară-vară a lui Isabel Maran în 2013. Un ordin de ministru dat în urmă cu 6 ani va intra în vigoare începând de la 1 iulie. Ordinul Ministrului Sănătății din 2009 ar fi trebuit să ducă încă din acea perioadă la o ieftinire a medicamentelor, astfel încât acestea să fie comercializate la cel mai mic preț din Uniunea Europeană. Luni, ministrul Nicolae Băniciu a anunțat că medicamentele se vor ieftini cu 20% începând de la 1 iulie. De la 1 iulie, România trece la cel mai mic preț european la medicamente, așa cum este normal și cum confirmă și contextul socioeconomic. Prețurile nu pot fi similare celor din țările cu PIB-uri mai puternice.
Au fost discuții și cu Comisia Europeană, cu FMI, cu asociațiile de producători și distribuitori de medicamente, cu lanțurile de farmacii, ca să asigurăm distribuția continuă și să nu fie probleme în aprovizionare, iar procedura este acum finalizată, a declarat luni ministrul Sănătății Nicolae Bănicioiu. El a precizat că toate noile prețuri ale medicamentelor, reduse cu 20%, au fost afișate pe site-ul Ministerului Sănătății. Cum lucrurile păreau a fi prea frumoase, producătorii avertizează că o serie de medicamente ar putea să dispară de pe piață. Multe dintre medicamentele ieftine care ar putea dispărea costă în prezent până în 6 lei și sunt folosite pentru tratarea afecțiunilor cardiovasculare, digestive și reumatologice. Efectul pentru pacient o să fie exact contrar celui dorit de autorități. Nu doar că medicamentele nu se vor ieftini, ba mai mult, când se va aduce pacientul la farmacie, aceeași rețetă va costa mai mult, deoarece medicamentele ieftine vor dispărea, spune Laurențiu Mihai, director executiv al Asociației Producătorilor de Medicamente Generice din România. Ministrul Sănătății dă însă asigurări că pacienții nu vor plăti mai mult. Actualizarea prețurilor la medicamente vine în urma aplicării unui ordin de ministru aflat în vigoare de 6 ani, care obligă pe producători să vândă medicamentele la un preț mai mic sau egal cu al aceluiași produs din 12 țări. Evaluările ministerului au evidențiat diferențe uriașe între România și alte țări europene. Unele pastile erau vândute la noi la prețuri chiar și de câteva ori mai mari față de Germania, Ungaria, Grecia sau Bulgaria. În prezent, farmaciile au încă stocuri, însă din toamnă, reprezentanții producătorilor spun că din 6100 de medicamente necesare bolnavilor, pe lista celor cu preț maximal vor mai rămâne aproape 5000. Data de 24 iunie aduce în rubrica Memoria Zilei nume precum Mihai Beniuc sau fotbalistul Messi. Și tot într-o zi de 24 iunie, dar în urmă cu 20 de ani, doi alpiniști români reușeau să escaladeze culmea Batian din Kenya. Poezie, reușite românești, dar și fotbal sunt domeniile pe care rubrica Memoria Zilei le abordează astăzi, 24 iunie. Poet, prozator, dar și psiholog, Mihai Beniuc s-a născut la 20 noiembrie 1907 în Arad, fiind cunoscut în general ca un poet proletcultist al regimurilor comuniste, care, alături de alți autori din acea vreme, precum Maria Banu, Eugen Frunză și mulți alții, a urmărit cu interes direcțiunile Partidului Comunist Român. Poetul Beniuc a activat și ca psiholog, acesta fiind specializat în psihologia animalelor. Cariera literară și-a început în 1946, primul volum publicat intitulându-se Un om așteaptă răsăritul. Poetul Mihai Beniuc s-a stins din viață la 24 iunie 1988. Un alt nume cunoscut marchează data de 24 iunie. Celebrul fotbalist argentinian Lionel Messi s-a născut la 24 iunie 1987. Messi este considerat drept cel mai bun jucător din generația sa și unul dintre cei mai buni din istoria fotbalului, fiind nominalizat la jucătorul anului până la vârsta de 21 de ani. Cel mai de succes sezon a fost 2008-2009, când Messi a marcat 38 de goluri, având un rol principal în câștigarea trofeelor obținute de echipa sa de club, FC Barcelona. În 2009, 2010 și 2011, Messi a primit premiul Balonul de Aur pentru cel mai bun fotbalist al anului, egalând performanța lui Michel Platini, singurul jucător din istorie care reușise să câștige până la acel moment 3 baloane de aur consecutiv. În 2012 depășește această barieră, fiind singurul jucător din istorie care câștigă al 4-lea consecutiv Balon de Aur. Tot astăzi, pe 24 iunie, se împlinesc 20 de ani de la o reușită în stil românesc. În 1985, alpiniștii Constantin Lăcătușu și Sorin Daciu au escaladat culmea Batian din Kenya, iar mai târziu au realizat și cea de-a doua ascensiune românească pe vârful Kibo, 5.895 de metri, din masivul Kilimanjaro. Școlar încheiat cu succes de micuții dansatori de la Floiar, care au reușit să domine concursul național de dans de la Constanța, organizat la sfârșitul săptămânii trecute. Tinerii au reprezentat județul Giurgiu într-o competiție acerbă, în urma care au reușit să obțină medalii la toate stilurile la care au participat. 6 locuri întâi, 3 locuri 2 și un loc 3 sunt rezultatele obținute de elevii Asociației Culturale Floria Art la concursul de dans Black Sea Dance Star, organizat la finele săptămânii trecute în Constanța. Micuții dansatori s-au întrecut pe parcursul la mai multor ore, încercând să impresioneze juriul prin coreografiile și costumele lor. Au fost foarte, foarte multe cluburi de dans din județul Constanța, dar și din țară.
ne-am numărat și noi cu Asociația Culturală Floriat printre aceste cluburi participante. Am participat cu un număr de 10 coreografii la aproape toate stilurile de dans, mai puțin balet. Și în urma competiției am obținut 6 premii întâi, 3 premii 2 și un premiu 3. Noul sezon se apropie cu pași repezi. Acesta urmând a debutat pe 11 iulie. Astăzi, la sediul Ligii Profesioniste de Fotbal, au avut loc tragerile la sorți în ceea ce privește programul echipelor. Astra are prima partidă acasă cu Concordia Chiașna. În Liga 1 au reușit să vină echipele ACS Poli Timișoara și FC Voluntari. Drumul spre Liga a doua a fost luat de echipele Gazmetan Mediaș, FC Brașov, Universitatea Cluj, Rapid București, Oțelul Galați și ultima clasată, Ceahlăul Piatra Neamț. În ceea ce privește cluburile în insolvență, numai puțin de 7 cluburi se află în această situație. Pe lângă ambele echipe ale Clujului, CFR-ul și Universitatea, Dinamo București, Petrolul Ploiești, Rapid București, Oțelul Galați și FC Brașov s-au alăturat acestui grup al insolvenților. Astăzi, la sediul Ligii Profesioniste de Fotbal, au avut loc și tragerile la sorți, numerele alocate echipelor fiind 1 Astra, 2 ASEA Târgu Mureș, 3 CSU Craiova, 4 FC Viitorul, 5 ACS Poli Timișoara, 6 Steaua, 7 FC Voluntari, 8 CSMS Iași, 9 Petrolul, 10 Pandurii, 11 CFR Cluj, 12 FC Botoșani, 13 Dinamo, 14 Concordia Chiajna. Astra Giurgiu va disputa primul și al doilea meci acasă pe stadionul Marina Nastasovici. Astralii vor debuta în noul sezon în fața foștilor elevi ai lui Șumi, Concordia Chiajna, cel de-al doilea adversar din noul campionat fiind ASEA Târgu Mureș. Șumi vede rezultatul tragerii la sorți ca fiind unul foarte bun, Astra nefiind nevoită să facă vreo deplasare în intervalul în care merge să se confrunte cu echipa FC Iverness din Scoția. Este o tragere bună pentru noi prin prisma faptului că jucăm primele două meciuri pe teren propriu și nu avem o deplasare în intervalul cât va trebui să mergem în Scoția pentru meciul din Europa League. Din punct de vedere al adversarilor, va fi un debut greu, cu ambiții mari. Chiajna, fosta mea echipă, și Târgu Mureș, care a pierdut la Giurgiu pe final de sezon un meci foarte important, fiind adversare dificile. Este foarte important pentru noi să plecăm cu un moral bun, a declarat antrenorul Astralilor Marius Șumudică. Celelalte meciuri din prima etapă sunt următoarele: ASEA Târgu Mureș, Dinamo București, Astra Giurgiu, Concordia Chiajna, CSU Craiova, FC Botoșani, Viitorul Constanța, CFR Cluj, ACS Poli Timișoara, Pandurii Târgu Jiu, Steaua București, Petrolul Ploiești, FC Voluntar, CSMS Iași. În acest debut de sezon, CFR Cluj și Petrolul Ploiești pornesc la drum cu o penalizare de 6 puncte. Haideți să revedem principalele știri pe scurt. Reorganizarea poliției locale amânată din nou. Sindicaliștii de la Prolex au venit alături de colegii lor de la Poliția Locală Giurgiu pentru un marș și un miting de protest. Și promoția 2015 a școlilor generale dă dovadă de multă inventivitate la examene. Una dintre cele mai importante intersecții din nordul județului va fi modernizată. Ministrul Sănătății dă asigurări că medicamentele se vor ieftini cu 20% începând cu data de 1 iulie.